Bună ziua, sunt Virgil și în videoclipul de astăzi vom discuta despre introducere la produsele dietetice. Alimentația rațională a omului joacă un rol esențial în asigurarea sănătății și prevenirea unor boli. Tot astfel și alimentația dietetică este hotărătoare în vindecarea unor boli. Pe drept cuvânt, prima se numește profilactică, iar a doua curativă. Legătura între modul de alimentație și sănătate este azi dovedită în mod științific. Se cunosc neajunsurile unei alimentații excesive cu produse cereale, zaharuri, grăsimi și altele care conduc la boli ca diabetul și obezitate. Se cunosc faptul că lipsa vitamina C și PP provoacă boli ca scorbutul și pelagra. Se știe de asemenea că lipsa de iod în alimente și apă dintr-o din regiune provoacă gușă și așa mai departe. Alimentația dietetică se realizează de regulă prin executarea de meniuri potrivit prescripționate medical sau apelând la unele produse fabricate de industria alimentară. Există astăzi pe plan național și mondial o preocupare deosebită a industriei alimentare pentru realizarea unei game cât mai largi de produse dietetice. Își propune să prezinte aceste preocupări pornind de la necesitățile pentru aceste produse ale organismului în suferință, principiile care stau la baza realizărilor, modul de preparare și folosire, precum și alte aspecte. Unele dintre aceste produse s-au realizat sau sunt în curs de realizare, iar altele privesc viitorul apropiat. Deoarece alimentația dietetică se bazează pe o alimentație rațională, pornind de la considerentul că tocmai în perioada de boală și convalescență organismul are nevoie de toți factorii nutritivi, mai puțin cei vătămători că s-au înlăturat. Un capitol din prima parte a ce am spus și eu pe canalul meu cuprinde principalele alimentații raționale, continuând în special din prezentarea asumată a factorului nutritiv. Dar fiind faptul că problemele dezbătute în diferite videoclipuri realizate pe canalul meu, legate strict de produsele de decizie, se află în zona de interferență a preocupărilor inginerului chimist alimentar cu cele ale medicului nutriționist. Aspectele vor aparține implicit zonei comune a celor două domenii interdisciplinare. Principiile și modalitățile de realizare pe care le folosește industria nu reprezintă exclusiv apanajul acestuia. Unele dintre aceste produse pot fi realizate casnic, aplicându-se principiile și respectându-se proporțiile și modalitățile preparare. Nu este niciun impediment ca în bucătăria noastră să realizăm produse hiposudice, produse pentru diabetici și alte după modul unor produse industriale. Ceva mai mult, am putea explica cazuri în care aplicațiile s-au făcut mai întâi în bucătăriile casnice, de unde apoi au fost transpuse în industrie. Astfel, prima încercare de lapte umanizat s-a făcut cu mult timp înainte de a fi inițiat de industrie prin adăugarea de către mame sau bunici a apei cu zahăr în lapte de vacă. Procedeul avea ca scop aducerea laptelui de vacă la compoziția laptelui matern, respectiv la diminuarea proteinelor și sporirea hidraților de carbon. Bineînțeles că nu toate produsele realizate de industria alimentară vor putea fi executate casnic, după cum nu toate meniurile dietetice atât de variate făcute de gospodine în bucătăriile lor vor putea fi realizate de industrie. Posibilitățile industriei sunt însă mari, iar timpul disponibil al gospodinei este tot mai limitat și din aceste puncte de vedere este de așteptat că volumul produselor dietetice destinate acestor categorii de consumatori să sporească. Vă doresc o zi cât mai plăcută, vă salut și ne vedem data viitoare!